Știu, sunt norocită, bănică, știu. Am fost dincolo, rădaie, am intrat pe stăricica din dos. Am venit numai decât după Zaharia. N-am avut curajul să dau ochii cu el, măcar că nu crede. Am auzit tot. Sunt nenorocită, bunica. Când a plecat Ghița, am chemat dincolo. Numai el ne poate ajuta. Dar de unde aflați-și? Eu am știut numai decât după Zaharia. Uite! Stimabile doamnă, la redacția noastră se află în documentii scării de amabilul nostru prefect și adresat dumneavoastră. Acest document vi s-ar putea ceda în schimbul unui sprijin pe lângă amabilul în cesiune. Binevoit, seara trece imediat pe la biroul nostru de a regula această afacere într-un timp mulțumitor pentru amândouă părțile. Cum? Să l-ai cerut mine de soare? Nu știu! Alaltă seara, când am plecat de la tine, îl aveam. Când am ajuns acasă, nu știu dacă nu aveam. Probabil să fi scos Batista pe drum și mi-a căzut scrisoarea. Le aveam tot într-un buzunar. Ce nenorocire! M-am dus la Catamencu. De la el veneam acum. Mi-a propus să dea apoi scrisoarea cu condiție să-i asigurăm alegerea. Altfel, publică scrisoarea apoi mâine. Lupta este disperată. Vrea să ne omoare. Trebuie să-l omorăm. Și Ghiță nu mai bine. Pe Ghiță l-am trimis eu la Catamencu să cumpere scrisoarea cu orice preț. Care va să zică Ghiță acolo? Desigur! Of, Vănică, și Ghiță nu mai bine. Vănică, ne amenință o nenorocire grozavă. Taci, vine cineva, Ghiță sigur. Luca! Ce-i ăsta? Ce profesiune ta? Eu sunt alegător. Cum te cheamă? Cum o cheamă? Ce să-mi spui cum o cheamă? Păi, eu sunt alegător. E turmentat? Dracu să-l ia, nu e nimeni afară, lasă-i treci toți nebunii, toți mețivii, aleși! Nu sunt turmenta, panjeițico, lasă-mă curaște conul Zaharia de la 11 mare. Nu e vorba ține la domnul Acasamecu, e din societate. Eu sunt domnul Bucăr, eu pentru cine vorbesc? Trimite-l, mănică, tu vezi, ea mai ține tot. Fii bun, omule, și înțelege. Altă dată, mă dar ce să vorbim altă dată? Acum ce treabă avem? Nu vă uitați la mine că sunt așa de... Am făcut-o de oaie de tot. Să vezi dumneata cum de a deveni la băutură. A fost luată de tot. Astăzi, fii bun și du-te! Eu am găsit o scrisoare. O scrisoare? Da, adunitare către Icoana Juridică. Am găsit-o alaltă seara când veneam de la întâlnire. Poți ideea de alaltă ieri seara până azi, s-o țin într-un chef. Miserabile! Lasă-ți, bănică! Să vedem! Da, lăsați-mă să vedeți. Când am găsit-o de curiozitate, am deschis-o și m-am dus sub un ferinar să o citesc. L-am fucat să-mi să-i spăvesc bine și hați pe la spate domnul Casamecu, dă să-l o ia. Și ți-a luat-o? Ți-a luat-o? Aș, am băgat-o în buzunar, zice. Așa, faci parte din societatea noastră și primești scrisoare de la prefectul, cetățene Bravos. Zic, de la prefectul? I-am cunoscut slăbaia arată mea. Doamne, pozește, bacă, dă-mi o bacă, nu ți-o dau, din vorbă în vorbă, dura mura ne-a bătut pe la optică. Una, două, trei formă, dă-i cuvinte. Am făcut 500 de domnule, l-am băut, l-am băut. Dar scrisoarea? Scrisoarea? Unde e scrisoarea? Nu striga, că am înțeles. O am la două. S-a putea? Da. Ei, zicea domnul Nae, că-mi dă 10 vorbe, a zic, nu trebuie onorabile parale. Apropit slavă domnului, apropita, sunt alegător. Eu pentru cine votez? Am pierdut-o. Am pierdut-o. Poftim? Ți-am furat-o Catamencu. Adică domnul Nae, se prea poate. Am și dormit. Vezi dumneata cum... Dă-i cu bere, dă-i cu vin. Miserabile, ce-ai făcut? Mă scuzei. Coane, Fănică, coane, Joițică! Ghiță! Vine, Coane, Zaharia! Coane, Zaharia, nu mai spune, că am esens. Iar nu te drăguci tu asta și îi dai drumul prin tot pe scara mică! Haide, ține, haide! Dar eu pentru cine votez? Haide, ține! Haide! Mulțumim, tare mult!